Bine te-am găsit! La scurt timp după ce Intel a lansat procesoarele Intel Core Ultra, seria a doua, Asus a venit pe piață cu noul laptop Zenbook S14, un model disponibil în mai multe configurații deja în România, despre care îți voi vorbi în continuare și pe care îl vei putea găsi pe site-ul oficial Asus, ai link în descriere. Acest model a fost complet reproiectat, de la interior spre exterior, fiind primul AIPC de la Asus cu un format ultra subțire și o diagonală de 14 inci. Are o estetică funcțională și dăm voie să îți argumentez acest lucru. Exteriorul laptopului este acoperit cu un material numit Cer -aluminium. Este un material high-tech cu proprietăți ceramice care oferă rezistență contra zgârieturilor și longevitate. Cele două culori disponibile sunt inspirate de natură, e vorba de Zumaia Grey, cum este acesta, și Scandinavian White, cum îl vezi în imagine. După care îl preferi? Designul funcțional include și un touchpad ergonomic cu gesturi inteligente și o grilă cu elemente geometrice aici deasupra tastaturii care are un dublu rol, înrăcire și pentru aspect. Carcasa de tip monobloc a fost prelucrată cu precizie la CNC și are un profil de numai 1,1 cm, iar greutatea e în jur de 1,2 kg. UX5406 e laptopul de 14 inci cu cea mai mică amprentă de pe piață. Designul e deosebit, dar nu e totul. Spuneam că laptopul vine cu noul procesor Intel Core Ultra 7, Seria a doua, care beneficiază de un design ultracompact al sistemului pe chip, alături de un sistem de răcire ambiental, deci silențios. Procesoarele din această serie, pe arhitectura Lunar Lake, au fost reproiectate pentru un nou standard de eficiență energetică X86, oferind și performanță de top cu suportul AI imbatabil. Noul NPU integrat oferă până la 47 tera operațiuni pe secundă pentru a accelera calculele AI cu un consum de energie foarte redus. Noul procesor are designul Memory on Package care permite accesul rapid la date și reducerea latenței, diminuând consumul energetic la modul general. Și grafica e acum mai performantă de 1,5 ori peste nivelul generației anterioare. Performanța impresionantă are la bază un sistem de răcire avansat cu două ventilatoare, o cameră de vapori ultra subțire de numai 0,7 mm și un design geometric al grilei, de care vă spuneam mai devreme aici deasupra tastaturii sub ecran. Această grilă are numai puțin de 2715 fante de răcire prelucrate prin CNC care cresc eficiența fluxului de aer cu 50%. Pentru a vă face o idee despre nivelul de performanță, îți adaug că laptopul are până la 32 GB memorie LPDDR5X, tactată la 8533 MHz și o stocare rapidă pe un SSD M2 NVMe cu PCI Express 4 cu o capacitate de 1 tera. Acest laptop compact este echipat cu un ecran Asus Lumina OLED de 14 inch, are o rezoluție 3K și o rată de refresh de 120 Hz. Formatul este 16 10, raportul de contrast e de 1 milion la 1, iar vârful luminozității e de 500 de niți. Panoul acopere integral spațiul de culoare cinematografic DCI-P3, Oferă suport HDR, fiind certificat VESA Display HDR 500 True Black, Dolby Vision și este validat Pantone. În traducere, ai parte de culori precise, vii și de un contrast dinamic cât mai ridicat. Ecranele Asus OLED vin cu softul OLED Care, care reduce semnificativ riscul de burn-in, asigurându-te că toți pixelii sunt iluminați și si întunecați în in mod egal, protejând ecranul de modificări vizibile de culoare în timp. Află că sunt două variante de ecran, cu sau fără interfață tactilă. Dacă dorești un ecran cu touch, atunci trebuie să identifici configurația respectivă, cum este aceasta a Zumaia Grey, celelalte dotări tehnice fiind aceleași între uh, configurații poate să difere, cum spuneam, culoarea și faptul că în pachetul laptopului cu ecran tactil vei găsi și un stilus digital cu care vei putea interacționa pe ecran. Accesoriile laptopului sunt o husă ecologică, un adaptor de rețea pe USB, un adaptor de curent miniatural de 65W foarte apreciat în călătorii și un cablu cu două terminații USB-C. Asta înseamnă că vei putea încărca bateria de 72W oră printr-unul din cele două porturi USB-C. Mai precis, sunt două porturi Thunderbolt 4 de tip C. Autonomia bateriei într-un scenariu de Modern Office, cum e cel din PC Mark, a depășit 20 de ore, ceea ce este mai mult decât suficient pentru a acoperi o zi întreagă de lucru sau o deplasare pe durata unui weekend. Conectica mai include un port HDMI 2.1, un USB 3.2 Gen 2 de tip A și un audio combo, un jack de 3,5 mm pentru căștile cu microfon. Spuneam că primești în pachet un adaptor Ethernet pe USB, însă ai oricum parte de cel mai rapid Wi-Fi disponibil în prezent. Cu integrarea Wi-Fi 7 de clasă gigabit te vei putea bucura de conexiuni rapide, fluide și fiabile. Cum spuneam la început, Zenbook S14 dispune de un touchpad ergonomic care include un strat hidrofob și unul anti-amprentă, oferind un feedback fluid pentru fiecare mișcare de derulare și o rezistență excelentă la uzura în timp. Touchpad-ul permite ajustări rapide ale volumului audio sau a luminozității ecranului. Tastatura este retroiluminată pentru a putea tasta comod în mediile întunecate. Fiecare tastă are o ușoară adâncitură de 0,1 mm care îți va ghida rapid degetul către tasta dorită și o cursă de 1,1 mm, ceea ce e foarte mult pentru acest profil atât de subțire al acestui laptop. Și am ajuns la capitolul audio, unde vorbim de patru difuzoare ce produc un volum sonor surprinzător de mare. Două tweetere de înaltă frecvență și două ufere de joasă frecvență oferă un sunet captivant, unul puternic și deosebit de cristalin. Sistemul audio a fost tunat de echipa Asus Golden Ear și certificat de Harman Cardon pentru a asigura cel mai bun sunet indiferent de tipul de conținut redat. Folosind copilot în Windows vei putea beneficia de asistență personalizată și o suită de aplicații AI de la ASUS. Copilot oferă o gamă largă de funcții care îți simplifică sarcine zilnice, cum ar fi găsirea de fișiere, răspunsuri rapide la întrebări, ajustarea unor setări sau gestionarea unor aplicații. O aplicație utilă este ASUS Story Cube, care e o facilitate integrată de ASUS pe acest laptop, simplificând gestionarea colecțiilor din ce în ce mai mari de fotografii și de videoclipuri personale. Aplicația va importa aceste materiale din diverse surse pe care îi le vei menționa, inclusiv din stocarea locală, din dispozitivele pe care le vei conecta sau din mediul cloud. Pe urmă vei putea căuta fotografiile și clipurile după nume, etichete, după dispozitive, locație sau cronologic. Fiind un laptop ultraportabil, e foarte important să fie și durabil, iar vestea bună e că acesta a trecut testele de grad militar din standardul 810H. Cu Zenbook S14 poți lucra, călători, te vei putea relaxa cu încredere că laptopul tău Asus va fi pregătit atât pentru lucru, cât și pentru divertisment, atât în prezent, cât și ulterior, mult timp de acum înainte. Îți mulțumesc pentru vizionare și te invit să afli mai multe urmând linkurile din descrierea acestui clip. Păstrează linia directă cu noi, abonându-te la canalul de YouTube și activează notificările să afli printre primii noutățile din tehnologie. Cu bine!